Voi începe cu o prezentare scurtă tehnică. Cartea cuprinde 21 de eseuri, parte din ele mai apropiate de jurnalism, altele, să zicem, mai apropiate de literatură. Este o ediție limitată de 50 de exemplare, nu din punct de vedere tipografie, nu a ieșit exact cum am fi vrut noi, dar ne-am grăbit puțin, așa încât imediat vom pregăti o nouă ediție, probabil vreo 300 de exemplare, care va cuprinde această carte și încă un articol care este în pregătire, unul singur, deci în final vor fi 22 de eseuri. Acest ultim articol este despre, nu știu cum să spun, din punct de vedere sistematic și sintetic, despre paranormal și despre astrologie, privită din punct de vedere științific. Se va numi acest articol, care nu este în ediția aceasta, Astris Divinant. Deci titlul este destul de sugestiv. A spus doamna Popa Elena că această carte este sub semnul revoltei. Așa este. Ceea ce m-a determinat într-un fel să strâng toate eseurile într-o carte și să nu mă simt complexat de faptul că este o revoltă, este un citat pe care vă rog să-mi permiteți să-l citesc dintr-un filozof român, n-am să-i dau numele, e ușor de ghicit cine este, dar nu îl spun la microfon, și care ar putea fi un motto al acestei cărți de eseuri. Nu l-am trecut ca motto, dar așa-l consider eu. Dați-mi voie să citesc acest text. Indignarea este, prin urmare, discernământul etic al inimii. De fapt, indignarea este sentimentul fundamental al oricărei morale. Într-adevăr, odată discriminarea răului făcută, în urma căruia devenim conștient de el, indignarea vine să ne separe emoțional de prezența lui. Ori ideea că totul merge și nimic nu este cu adevărat grav este o consecință a pierderii puterii de a discrimina între bine și rău, între adevărat și fals. Absența discernământului și nu vreo înțelepciune specială este, în fapt, cea care ne acomodează cu orice. Observați că este oarecare falie între acest text, interpretarea acestui text și conștiința populară și religioasă care ne îndeamnă să fim, îngăduitori e bine că ne îndeamnă să fim, să fim oarecum pasivi față de ceea ce se desfășoară în jurul nostru. La pasivitatea asta nu poate dura foarte mult. Vedeți că facem pe înțelepții, suntem pasivi și la un moment dat avem crize nervoase pentru că am acumulat foarte mult și n-am avut capacitatea de a spune la momentul respectiv ceea ce ne deranjează. Dar chiar și așa mi se pare extraordinar. Ce aș mai putea să spun, un alt moto care m-a ghidat este acesta care e scris aici, este dintr-un manual de filozofie. Ceea ce este adevărat și drept nu se decide în funcție de judecățile mele particulare, ci dimpotrivă judecățile mele mă judecă. Ele au o valoare mai mare sau mai mică prin referire la ideile absolute care le slujesc drept norme. Aceste idei absolute care le slujesc drept norme poate să fie pentru cei cu adevărat credincioși Biblia, pentru cei care nu sunt foarte credincioși etica, adică nu morala. Morala e atașată unei societăți anume. Etica este o parte a filozofiei care se ocupă de ceea ce este bine și rău prin acumulare de-a lungul istoriei a acestei înțelepciuni universale. Multă lume face confuzia între etică și morală. Vreau să vă îndemn să meditați puțin la diferența dintre acești doi termeni, reamintindu-vă că în sclavagism era moral să ai sclavi și să-i biciuiești. În Germania hitleristă era foarte moral să arzi evrei. În comunism era moral să, știți că amintirile sunt proaspete, nu mai insist,
în Imperiul Otoman era moral și recomandat ca sultanul să-și omoare frații pentru a evita luptele la tron, deci era moral. În epoca actuală se consideră moral să mergi să te căsătorești în grupuri de același sex și așa mai departe. Deci morala este atașată unei orânduiri sociale. Etica, în schimb, este ceva universal. Aș spune, cu scuzele de rigoare, fără să comit o blasfemie, pentru că este și un părinte de față, Biblia și morala creștină este pentru credincioși, cei care nu sunt credincioși să se atașeze unei valori universale numită etică. A fost, articolele din carte sau eseurile sunt scrise pe parcursul a mai multor ani, cam începând din 2000, deci să zicem pe parcursul a 18, chiar 20 de ani. Am cochetat puțin și cu redacția revistei 22 la începuturi, m-am certat puțin cu doamna Gabriela Dameșteanu, apoi cu Dilema și în final cu România Literară. Deci cele mai multe eseuri sunt publicate în România Literară, dar sunt și unele nepublicate. Acelea mai aproape de literatură, vreau eu să cred, nu sunt publicate. Și așa cum v-am spus, am considerat sub aceste imbolduri pe care le-am menționat că ar fi bine să le strâng toate în această carte. Dacă va ieși și ediția a doua în condiții tipografice îmbunătățite, sunt foarte mulțumit. Dacă cineva m-ar întreba, pentru că eseurile se citesc ușor, au în medie 10 pagini, deci 5 foi, se citesc ușor și evident pot fi citite independent. Dacă m-ar întreba ceva, cineva care sunt textele de suflet pe care le citesc și acum, le repet și le citesc și îmi plac, sunt poezia de deschidere, Ecleziastul, articolul publicat în România Literară, Folclor pentru drept credincioși, și ultima încercare de literatură, să spunem așa, Orașul Arhivarului. Eu cam atât am avut de spus.